5, referă la aprobarea realizării de trei investiții de ajutare de trei de mărcare cu de termen pe trei loturi, lot 1 cu termen 4, lot 2 cu termen 8 și 4, lot 3 cu termen exact ca 4. De ce ne trebuiască acești indicatori? Solicităm niște bani de la guvern. Deci noi avem un proiect mare pe fonduri europene, pe POIM, pentru reabilitarea totalitate a rețelelor și a punctelor tehnice rămase. Din păcate, acest proiect fonduri europene încă nu este demarat, nu este ghidul solicitantului și trebuie să ne alegeți în acest an, nu se va întâmpla nimic fonduri europene. Dar în cel mai greșit dată trebuie să ne contact. De aceea, guvernul are și bani de proiect de planificare 2006-2020, am fost la București, am avut discuții la nivel de Secretariat de Stat. Noi am primit intenția solicitarea din fonduri, trebuie să venim și cu această solicitare concretă de ce se vedea bani. Și ca atare, de aceste trei puncte de loturi, cerem aceste sume de bani, aproximativ 5 milioane de euro, sigur, să dea Dumnezeu să-mi dea pe toți. Dar, cred, oricât da, e bine decât nimic. Cu ceea ce mai avem noi prins 1 milion de euro în acest an de termoficare, să putem demara în continuare, mai ales în perioada de vară, când mai încălzește afară, să putem demara aceste lucrări de reabilitare în continuare a rețelelor termice. Deci acest proiect, dacă îl aprobăm, va fi trimis anexă la București. De asemenea, data de 31 martie vom aproba un proiect și vom veni în discuție aici să aprobăm un proiect, tot legat de acest lucru. Ne cer cei de la București să mai poată să confirmăm că strategia de demonificare în municipiul Suceava este sistemul centralizat, pentru că altfel nu le dau bani. Să nu mai spunem că ne-a dat 10 milioane de euro până acum guvernul pe această temă. Sunt niște date obligatorii, ca atare, deci, repet, acest proiect va fi înaintat la guvern pentru a fi finanțat din fonduri guvernamentale.